Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi suntem în centrele de excelență ARES. Îmi face plăcere să vin la prietenii mei. Sunt oameni minunați care fac lucruri deosebite și încearcă să ajute așa cum pot, pentru că, iată, vorbim astăzi despre o campanie, despre testări gratuite, EKG-uri gratuite, pe care domnul dr. Oren Iancovici și echipa dânsului de cardiologi au intrat în această campanie cu tot sufletul, din tot sufletul fac aceste lucruri. Testări gratuite, domnule doctor, am înțeles bine, EKG-uri pentru copii, astfel încât să depistați eventuale probleme cardiace la copii? Da, având în vedere experiența mare care o avem cu tratarea malformațiilor congenitale cardiace, am văzut că sunt foarte mulți copii care nu sunt diagnosticați la timp, deși părinții concretizează anumite probleme a copilului, care au palpitații, inima bate prea repede, copilul amețește, copilul nu se simte bine. Se duc la medici de familie, se duc la pediatri, se duc la cardiologi și acești copii nu li se face un EKG. Electrocardiogramă simplă. Se pune copilul, se pun 10 electrozi pe el, durează exact 2 minute. Nu este nimic invaziv, nu este dureros. Absolut nimica. Nimic. Nu durează, este nimic traumatizant pentru copii. Durează 2 minute. Bine, e cabinet de consultații pentru copii. Pentru unii copii este traumatizant într-un fel, se agită. Atunci asistenta sau doctorul vine fără halat, îmbrăcat, avem spațiu destinat pentru copii cu niște jucării, cu niște poze și atunci se relaxează copilul. Și prin aceste EKG-uri noi putem să diagnosticăm foarte multe boli care sunt legate de activitatea cardiacă. Malformații congenitale cardiace, DSA-uri, DSV-uri, adică defecte septale atriale, defecte septale ventriculare, persistențe de canal. Putem să diagnosticăm multe probleme electrice, pur și simplu. Tot felul de sindrome specifice. Probleme de sănătate, iată, ale inimii, care dacă sunt depistate la timp, în copilărie, puteți acționa, se poate urma un tratament astfel încât lucrurile să nu se complice mai târziu ca da, adult. Putem, pentru noi e prevenție. Noi putem preveni foarte multe lucruri sau consecințe semnificative pentru copii, modificarea structurii cardiace, moarte subită, insuficiențe cardiace care sunt foarte rare, dar există la copii, putem să le eliminăm doar printr-un simplu EKG. Și gândindu-ne că vrem să ajutăm mai mult zona respectivă a copilăriei și părinții și mult, ne-am decis să începem să facem o campanie care pur și simplu toți copiii, toți părinții care au copii între 2 și 10-12 ani să vină. Le facem o electrocardiogramă absolut gratuită, o zi pe săptămână, care este ziua de miercuri, de la ora 4 la ora 8 seara, 16:20. Durează 5 minute, trebuie să dea un telefon, să sune pentru programare. Telefon sau un site undeva unde poți intra și să faci da, această Da, numărul de telefon este 0319300, e un număr scurt. Deci 0319300, tarif normal? Tarif absolut normal și pe site centrele-ares.ro. În site poți să ne găsească toate datele de contact, explicații ce înseamnă electrocardiograme, de ce facem electrocardiogramele, o să vadă necesitatea și utilitatea acestor electrocardiograme. Apoi, dacă găsim un copil care are o problemă, facem o consultație, cardiologul pediatru recomandă ce tratament trebuie să urmeze copilul și apoi dacă trebuie să facem ceva intervențional, să punem umbreluțe, să trimitem la operații, să tratăm problema electrică dacă o găsim, o rezolvăm cu totul aici, dar evident totul cu un consult, cu o discuție prealabilă cu părinții și sper să găsim cât mai mulți copii sănătoși, dar și pe aia care sunt și care au afecțiune, probleme, exact, să-i găsim exact și pe ca ei. Să puteți trata și rezolva problema de sănătate. Exact. Exact. Vrem să facem pentru părinți care nu duc copilul la doctor pentru că nu cred că au o problemă și pentru asta când, doar când copilul are o problemă, atunci îl duci la doctor. Deci, cum recomandăm, te duci la oftalmolog, te duci la stomatolog. Așa se merge și la așa cardiolog. Așa mergi și la cardiolog, faci un EKG, durează exact 10 minute, ești, pleci după aia la joacă sau acasă și dacă nu e nimic, e foarte bine și dacă are ceva, e la fel de bine pentru că am descoperit problema și o și tratat. Bun. Felicitări, domnule doctor, pentru inițiativă. Spuneam că vorbim despre o campanie, toate aceste testări, EKG-uri se fac gratuit copiilor, spuneați între 2 și 10 ani. Dacă n-ați făcut niciodată un EKG copilului, dacă n-ați verificat că are o inimă sănătoasă, merită să încercați acum în această campanie gratuită oferită, iată aici, de centru
centrele de excelență ARES, domnul dr. Oren Iancovic și echipa dânsului. Felicitări încă o dată pentru lucrurile minunate pe care le faceți. Sănătate și numai bine, Doamne ajută să aveți copii sănătoși, iar dacă din nefericire descoperiți o problemă, iată, vestea bună este că descoperită la timp, acea problemă de sănătate poate fi rezolvată și veți avea un copil sănătos, pentru că fiecare părinte își dorește un copil sănătos.